2015 a fost cel mai bun an din istoria clubului sportiv Oltenia Taekwondo. Nu o spunem noi, ci rezultatele obținute la cele mai importante competiții naționale și internaționale. Ca urmare a acestor performanțe, primăria Slatina a premiat cei mai buni sportivi ai clubului cu diplome și trofee în cadrul Galei Campionilor, eveniment desfășurat la Centrul Cultural Eugen Ionescu din Slatina. E recunoscută munca și tot efortul care l-am depus și eu și colegii mei în același timp. Pentru CSU Oltenia Taekwondo nu este primul trofeu primit din partea municipalității. Este al patrulea an deja care urcăm pe scenă și sperăm în continuare să putem să urcăm. Este foarte important pentru noi, pentru a putea urca pe scenă și a avea și marele premiu în același timp, cam toți sportivii. Anul trecut, la Balcaniada din Serbia, CSU Oltenia Taekwondo, prin sportivii Luca Costea, Loredana Ispas, Sofi Costea și Alexandru Cilea, au reușit să se claseze pe primele locuri ale podiumului.